trenul de Iași a întârziat cu 100 de minute. Recordul zilei. Au fost astă vară cazuri cu întârzieri de 400 de minute, nu știu cât înseamnă asta. Jumătate de zi, probabil. Dar azi Iașiul a avut de suferit cel mai rău. Na, și de la Galați a întârziat cu o oră trenul de la amiază. Și de la Pitești a venit cu multe zeci de minute întârziere. Dar oamenii ăștia cu 100 de minute întârziere au pierdut toate legăturile. Au întârziat la toate întâlnirile din oraș. S-ar putea să nu mai vrea să circule cu CFR-ul. Locomotivele astea de jumătate de veac sunt bune numai de transportat colete, dar tot cu întârziere.